Consiliul Județean Călăraș a fost convocat în ședință ordinară miercuri 29 septembrie, începând cu ora 12. Pe ordinea de zi s-au aflat 16 proiecte de hotărâre. Prezent în sala de ședințe, managerul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian, Mihai Bogdan, a prezentat situația cazurilor de COVID înregistrate în acest moment. Din declarația acestuia reiese că nu mai sunt paturi libere pe secția ATI. Permiteți? Da, domnul consilier. Doamne președinte, stimați colegi, în ședința de luna trecută am rugat spre finalul ieri, am rugat pe domnul președinte, conducerea, să se formuleze și ieri, am făcut o rugăminte la comisie, să se formuleze o invitație către Autoritatea de Sănătate Publică a județului Călăraș, să vină managerul acestei instituții să ne povestească un pic despre situația pandemiei la nivelul județului Călăraș. Știu că tot timpul directorul Spitalului Călăraș a fost prezent și fizic, dar și prin ceea ce ne spune despre municipiul Călăraș. Aș vrea să știu, înainte să formulez următoarea întrebare, dacă a venit cineva de la Direcția de Sănătate Publică. A făcut adresă și n-a venit către DSP. Au confirmat primirea, însă... Din păcate, la 12:30 m-au sunat și au spus că vor intra într-o videoconferință. Nu știu. Am înțeles. Atunci, o să dar avem managerul spitalului aici și o să fac oricum, informații. O să vă rog frumos că bănuiesc că o să organizați și ședințe extraordinare în luna octombrie. La prima ședință extraordinară v-aș ruga frumos chiar și online să vină un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică, da? Să notez, da? Măcar să răspundă la niște întrebări puse de reprezentanții cetățenilor județului Călăraș despre ce se întâmplă și la noi în județ. Acum o să rog pe domnul manager Bogdan. Noi, în calitate de consilieri județeni, suntem, ca asta mai spus-o, da? În repetate rânduri, suntem în primul rând cetățeni ai județului Călăraș și ulterior avem acest moț în frunte de consilieri, de reprezentanți ai comunității. Citez din ceea ce aud în piață, din ceea ce aud la coadă la magazine, în autobuze, pe stradă, la bătrâni. Este adevărat că este o situație gravă înregistrată în Spitalul Călăraș la secțiile de ATI. Există decese pe bandă rulantă. Ce ne puteți spune? Cum ne puteți liniști? Și pe noi, pe consilieri județeni, dar noi, la rândul nostru, să-i liniștim sau să purtăm mesajul dumneavoastră, cum faceți în mass media și vă felicit, dar că lucrurile sunt învățate, greșelile din valul 1, 2 și 3 au fost învățate și ce vă stă în putință, faceți. Ce ne așteaptă? Cum manageriați acest val 4, domnule director? Din păcate nu o să vă liniștesc. Situația este una gravă. Din discuțiile pe care le-am purtat și în celelalte județe este similară. Pentru că acest val are o creștere atât de rapidă încât această explozie de cazuri nu s-a întâlnit nici în valul 1, nici în valul 2, nici în valul 3. Practic, acum suntem la un maxim, deja peste tot ce s-a văzut până acum și, din păcate, estimările sunt că nu am ajuns la vârful epidemiologic al acestei situații. Informațiile pe care le surprindeți în media din toate zonele de informare vă pot spune că sunt corecte, pentru că tot ce înseamnă infrastructură ATI este la momentul ăsta supra-solicitată. Sunt discuții zilnice cu Ministerul pentru crearea unor noi paturi ATI pe diferite zone, însă, din păcate, suntem limitați foarte mult de ceea ce înseamnă resursa umană. Noi suntem printre județele care am reușit să aducem medic ATI în pandemie, dar în continuare avem un deficit major. Este peste tot aceeași situație. Din analiza pe care am făcut-o, vă pot spune că un procent covârșitor al celor care ajung la ATI sunt persoane nevaccinate. Ca să vă faceți o imagine, din 10 cazuri,
Un singur pacient am avut vaccinat pe ATI. De ce vaccin? E Pfizer, dar e irrelevant la momentul ăsta. Adică noi vorbim, nu contează. E vorba bine, om avea și o altă patologie, avea și alte boli asociate. Nu era. Problema se pune, nu că cei vaccinați nu se îmbolnăvesc, se îmbolnăvesc. Dar se pare, din ce, dincolo de studii și de orice, realitatea pe care o vedem zi de zi, este că, la acest moment, noi vedem ce se întâmplă. Cei vaccinați nu se îmbolnăvesc foarte grav, cel puțin până la acest moment. În rest, nu pot să vă liniștesc, să vă spun că va fi bine, că va fi... Nu știm în funcție de evoluție. Din păcate, noi deja suntem cu resursele la maxim, tot ceea ce înseamnă resurse umane. Ați văzut, probabil, modificarea aceea de la șapte de funcții, încercăm să aducem un psiholog pentru bolnavii ATI, pentru că se știe că această patologie declanșează niște mecanisme interne pentru bolnavi și încercăm să reglăm și partea asta. Dar lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare și nu neapărat cu prisma faptului că nu s-a făcut, că nu s-a dorit, ci pur și simplu asistăm la niște limite fizice ale unui sistem care nu a fost proiectat să se confrunte cu așa ceva. Se pare că din toate analizele, vaccinarea, că ne place sau nu ne place unora dintre noi, este cea care limitează cumva propagarea. Și asta uitându-ne doar cu niște grafice în ceea ce înseamnă exploziile și manifestarea virusului pe arealul în care noi ne aflăm. Unde se vede că în anumite țări în care au un grad mare de vaccinare, numărul de creștere a cazurilor nu este atât de mare ca la noi. Noi suntem pe primul loc la acest moment, într-o zonă negativă.